Bun, că se punea întrebarea, de-aia vă și întreb despre acest aspect, că există o campanie de vaccinare paralelă, că vin, da, după ce au rămas aceste doze de vaccin, oameni care au renunțat sau s-au mai vaccinat în acea zi, sunăm la, cine știm, cunoștință, da, bă, vin o să te vaccinezi. Există situații de genul ăsta? Are cunoștință Ministerul Sănătății de acest lucru? Păi, să luăm câteva situații punctuale. Noi avem și la nivelul Comitetului Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare, noi am emis încă de la bun început instrucțiuni pentru toate centrele de vaccinare, tocmai pentru a avea o abordare sistematică și unitară, fără a lăsa loc de interpretări creative, locale și punctuale. Și atunci, ce putem să facem într-o astfel de situație? Sigur se poate întâmpla ca la ora 8 fără 5 minute să nu se prezinte ultima persoană și atunci afli cu 5 minute înainte. Dar cel mai probabil ai cel puțin câteva ore în avans în care știi că o persoană care era programată nu a venit și atunci ai tot timpul din lume, ai câteva ore de fapt să găsești pe cineva. De mâine, cine de poi mâine. Cineva? Aici întrebarea. Cine e acel cineva? Persoanele, coordonatorul centrului de vaccinare, apelează de obicei persoane care sunt programate mâine sau poi mâine la vaccinare în același centru și identifică astfel pe cineva care se poate prezenta la sfârșitul programului. Deci cineva care oricum s-a înscris în... Cineva care oricum s-a înscris. Acum, sigur, în extrem poți să dai de situații în care nu găsești pe cineva. Și aici pot să vă relatez un caz. Spre exemplu, cazul unui centru de vaccinare care funcționează într-un ambulatoriu, unde la sfârșitul programului nu a fost această potrivire perfectă de asupra numărul de persoane care s-au prezentat și numărul de doze care trebuiau utilizate, astfel că medicul din centrul respectiv s-a dus în ambulatoriu unde a găsit pacienți care erau în așteptarea unui consult medical, în așteptarea unor zile, le-a prezentat situația și pe cei care și-au dorit să se vaccineze i-a invitat la vaccinare, aceștia făcând parte în etapa a doua. Pentru că această discuție a fost esențială până în momentul în care s-a dat drumul la etapa a treia, în sensul în care era esențial să nu se vaccineze oameni în etapa a treia, să se vaccineze persoane din etapa a doua. Acum suntem deja în etapa a treia și practic rămâne esențial să prioritizăm persoanele vârstnice, persoanele peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, pentru că au un risc mai mare de a dezvolta o formă de boală care să mai gravă cu complicații sau care pentru care să necesite oricum internare. Dar altfel, esența este să nu irosim nicio doză, pentru că sunt doze limitate. Și... Da, pe cei care se vaccinează, da, nu aveau programare în ziua respectivă și totuși se vaccinează. Îi găsim undeva înscriși? Unde putem găsi aceste liste? Pentru că, deci, sunt două tipuri de platforme. E o platformă care funcționează pentru programare, care este accesată online, sigur, și de call center și de cei de la colegii care operează call center-ul pe care îl avem la dispoziție cu numărul de telefon pe care îl cunoaștem deja, sau de către medici de familie sau de către absolut oricine dorește să înregistreze pe cineva, este această platformă în care se fac toate înregistrările. Dar înregistrarea ulterioară a actului de vaccinare, fiecare persoană vaccinată este înregistrată în Registrul Electronic Național de Vaccinare, care face următoarele aspecte. În primul rând, urmărește practic toată dimensiunea de trasabilitate. Dacă se întâmplă, dacă există orice fel de mic incident, practic noi trebuie să știm cu ce doză a fost vaccinată persoana respectivă, de unde, din ce lot provine. Să ne amintim discuția de săptămâna trecută, de acum două săptămâni, când s-a întâmplat în Italia un eveniment, dar au putut fi identificate toate dozele de vaccin, cele 1,7 milioane de doze, 1,6 milioane de doze care au fost distribuite în 17 țări europene, tocmai pentru că există acest mecanism. Acest mecanism de trasabilitate, de un fel de monitorizare a traseului flaconului respectiv, se face prin Registrul Electronic Național de Vaccinare, unde sunt trecute aceste informații și mai mult decât atât, în funcție de tipul de vaccin selectat, se face și programarea pentru rapel. Pentru că pentru astfel de persoană care îi se modifică data vaccinului inițial, în funcție de momentul inițial se calculează și data de rapel. Și practic pentru cineva care a fost apelat din centrul de vaccinare să se prezinte, rugat și invitat să se prezinte mai repede cu o zi, două la vaccinare, practic acest lucru se înregistrează în Registrul Electronic Național de Vaccinare și de acolo platforma de programare efectiv îi va programa un loc
pentru rapel în funcție de doza de vaccin și de tipul de vaccin folosit. Deci Ministerul Sănătății cunoaște în detaliu fiecare român cum se vaccinează, cine este și când anume se vaccinează, să înțeleg. Aici e foarte mult spus în acest fel. Aceste două platforme sunt gestionate de instituții și unde există nu numai instituțional, dar și la nivel de persoane există foarte clar autorizații pentru cine poate să intre și să vizualizeze aceste date. Vorbim pe de o parte, platforma de programare este gestionată de către serviciul de telecomunicații speciale. Ei sunt singurii care au acces la platforma respectivă și care pot să și care efectiv fac mentenanța și se asigură că platforma funcționează. Pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, Registrul Electronic Național de Vaccinare este o platformă care este gestionată de către Institutul Național de Sănătate Publică. Deci, și cum spuneam, sunt inclusiv la nivel de persoane foarte clar nominalizate persoanele care au acces la respectivele baze de date, pentru că acolo sunt toate datele tuturor celor care s-au programat sau s-au vaccinat, sunt date personale, confidențiale, deci e foarte importantă și protecția acestor date. Sunt eu un număr limitat de persoane, asta vreau să spun, care au acces la aceste date. Spre exemplu, n-am avut niciodată curiozitatea, dar nici n-am putea să intru eu. Dar ministrul ar putea intra? Dacă are date de acces, sigur că poate să intre, da. Dar trebuie să ai date de acces, adică și există o evidență. Vă întreb tocmai pentru că inclusiv ministrul, da, spunea în urmă, cred că cu o lună, două de zile, că există o campanie de vaccinare și mă gândesc că ar trebui totuși să existe, nu, monitorizare la nivelul ministerului, nu știu, întreb. Noi publicăm foarte transparent toate datele pe care le avem și aș vrea să vă spun câteva dintre acțiunile pe care le-am făcut la nivelul Comitetului de Coordonare a Activităților de Vaccinare împotriva COVID-19, care denotă tocmai această dorință și practic sunt făcute în spiritul principiului transparenței totale. În primul rând, în fiecare săptămână, marți la ora 14, avem o conferință de presă în care se prezintă un bilanț al campaniei de vaccinare, se prezintă noutăți, se prezintă orizontul următoarelor săptămâni și după care, evident, se răspunde la absolut orice fel de întrebare primită de la oricine care este invitat și practic presa are un acces liber la această conferință de presă. Se transmite live pe televizor și pe internet această conferință de presă și facem acest lucru de câteva luni de zile săptămânal. Mai mult decât atât, încercăm să răspundem în timpul cel mai scurt la toate solicitările pe care le primim, fie de la presă, fie de la populația generală. Sunt două grupuri de comunicare directă cu mass media, două grupuri de peste 250 de jurnaliști fiecare grup. Toate solicitările care vin pe e-mail, telefonic, prin social media, încercăm să răspundem cât de repede se poate, însă vorbim de ordinul zecilor de mii de e-mail-uri, solicitări, mesaje care vin. Deci, toate informațiile pe care le avem, noi le transmitem în momentul în care le avem, mai mult decât atât. Zilnic facem un comunicat cu numărul persoanelor și dozelor de vaccin administrate în ultimele 24 de ore, suplimentar față de comunicatele și informările de presă pe care le transmitem pentru orice fel de eveniment care a apărut. Deci toate datele pe care le avem cu privire la statisticile campaniei de vaccinare, cu privire la vaccinuri, la vaccinare în general, la chestiuni instituționale care vin de la Bruxelles sau de oriunde altundeva, toate aceste date noi le-am transmis în spațiul public în momentul în care au apărut. Sunt câteva sute de comunicate de presă pe site-ul vaccinare-covid.gov.ro, unde se află practic toate informațiile cu privire la campania de vaccinare. Deci din această perspectivă, toate datele pe care le avem sunt publice. Sigur, mai puțin cele care țin de date cu caracter personal, care, după cum vă spuneam, sunt doar un număr de oameni care e normal să le acceseze, adică sunt chestii personale pentru fiecare dintre noi.